Neața alume? astăzi vorbim despre sezonul 2 din Shield Hero. Yeah. Shield Hero hashtag 2D Capitan America is back. Philo, Raftalia, tipa aia, nu mai știu cum o cheamă, acum, am văzut-o, era din partiu de la Hero cu Arcu. E și aia aceea, încă se antrenează cu Nao Fumi. Și primul episod, că atât a ieșit primul episod, despre asta o să vorbim. Aparent au dispărut countdown-urile, că era fain că ei știau mereu la cât timp o să vină următorul wave de monștri, dacă stai să așa e ca un joc. Ei trebuia să facă tower defense în timp ce veneau valurile de monștri. <laughs> Basic Warcraft 3 acum 2000 de ani. Dar cumva s-a oprit ăsta, au venit niște monștri fără să fie valurile și s-au gândit, bă, ce pălămă. Și după aia sumonează regina aia pe toți eroi că, bă, fiți atenți, a apărut un monstru din ăsta super epic, legendar, care dă loot bun. Eu zic să vă ce să-l bateți. Ceilalți trei eroi, bineînțeles, încă useless și nu fac nimic. Azi, bă, nu. <laughs> Ne-ați sumonat aici să le bate cu valurile. Nu uți valurile. Eu plec, am treabă. Dar ce fac că nu fac nimic, sunt inutil. Efectiv, nu au o care grav. În timp ce erau acolo în conferință, fiecare hero are câte un party și parturile așteptau afară. I-a lăsat să intre, toți plebi intră. Și... Uh, tipa asta ce a fost la ăla cu arcul, l-a văzut și a zis, a, nu vreți să fiu la apoi în echipă și l-a zis, nu mă, că ești prea slabă. Și asta, ca să devină mai puternic, că i-a zis bă, fii atent, faci un contract cu noua fumi de sclavie, că așa e cum a luat-o și pe Raftalia, și direct primești buff de la ăsta, o să fii mult mai bun decât partiul ăla. A zis, bă, e, e ce trebuie, că oricum n-au fuminare treabă cu ea. După a plecat înspre regatul ăsta de unde răsare marele monstru, care e o broască, ca așa îi zice Turtle Master sau Tortoise, ceva de genul cu brece la broască, stia să regleze. Și apare din regatul care are același nume, dar nu înțeleg, dacă e regatul ei, de ce vrea să-l distrugă, sau oia doar și-a numele după ea, că apare câteva secole și le distruge orașul cu, cu ce ajută. Efectiv, și-au denumit regatul după chestia care îi distruge. Ajung acolo, direct mare val de lilie cu carapace, și mai maimuțe cu carapace. Cred că toate animalele sau, mă rog, moștri care vin de acum colo legate de broasca vieții o să aibă carapace. liliacul carapace și mai maimuța carapace la atacă pe naufumii. Bătaie în primul episod, nu mă așteptam ce mi-a plăcut fără intro. Primul episod și ultimul episod la orice anime trebuie să fie fără intro. Că e primul și vrei să vezi. Nu să dai schimb la intro. <laughs> Vrei să vezi despre ce ești ce face. Și ultimul episod, că ai văzut atâtea intro-uri, zici, bă, lasați-mă măcar asta să-l văd cum trebuie. Deci, fără intro, big thumbs up, mi-a plăcut. Începe nouă fumi să se bată, în sfârșit, mi-am mi -am adus aminte că toate atacurile ăsta încep cu shield. Shield prison, shield tornado, shield whatever the fuck, dar shield să fie în față că e shield hero. super șmecher, care scutul ăla, care e și armură de la șidat, E schema lui de final, dacă mai țiți minte, ăla negru așa cu roșu, arată super șmecher. Și la a la final și, na, cum v-a zis mai devreme, el striga acolo, shield, prison, shield, alea, la final apare tipă și zice, bă, eu cred că tu ești shield hero. A, ah, să mor tu cum ți-ai dat seama, adică strigă atacurile. <laughs> What și zice, please kill me. What? Și așa s-a terminat. Nu știu cine tip aia. Dacă aia de fapt e monstru țestoasă, și de fapt monstru țestoasă nu e o țestoasă, dar cine știe se transformă prin ceva chestii. A, ah, a zic și eu acum. Cine știe. Așteptă să vedem episod 2. Nu știu când apare, eu o să le văd luni și marți mâine, că azi e luni când îl filmez marți mâine, care e azi când îl vedeți voi. Înțelegeți. O să vorbim despre fiecare episod în parte. Nu știu cât o să aibă, dacă o să aibă 24, o să ne vedem de 24 de ori în fiecare marți de acolo. Hei! Cam atât cu episodul ăsta. Sper că ați văzut Shield Hero noul sezon, primul episod, pentru că e super fain, Raftalia, Filo, toată lumea e acolo, apar și eroi care shit, dar toată lumea acolo, prințesa, tipa aia de o cheamă, are un nume vulgar <laughs> și ea încă vrea și că se duce la fraierul la ce era cu el în parte și zice, băi, ai zis la prințesă, la, cred că a zis maica mea cred, sau ori a zis la maica mea ori la regină să mă facă prințesă înapoi, nu. <laughs> Nu, marci acasă, nu mai te vrea nimeni, ieși. De ce nu înțeleg de ce mai există tipul aia în regat în primul rând? Cum de i-a mai dat voie să intre? Mă rog, whatever. Și tasul nu mai e. Cred că i-a capul, nu mai știu. S-a întâmplat ceva chestii cu ea acum, de mult. Iar dacă nu l-ați văzut ce acum ați dat de clipul ăsta, vi-l recomand, e foarte fain. Să lăsați în comentarii părerile voastre despre primul episod din Shield Hero, că sunt foarte curios. Sper că v-a plăcut episodul, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne audem.